Ai oameni buni, că rămăsesem dator. Mai am un stup de ăsta micuț, de fapt doi de ăștia la un loc, pentru că sunt micuți. Îi iernesc câte doi. Să vedem ce găsim. Ce găsim în el. Da? Prima și prima dată vom da familia asta liliputană de o parte. Aha, mic, mic, dar tare cric. Ia să-i dăm puțin pom. Îl iau cu totul. Ia să văd dacă cam diafragmele în el. Hai că... Apa, mi-a plecat una. Hai că am reușit. Da, bravo. Vedeți, punga. Vreau să o ducă și mai jos. I-am dat și lui la timpul potrivit. I-am dat și lui tați așa ca să... Ei, gata. Hai că acum se vede bine, vedeți Nelgrovul. Da. Băgăm fum la colonia de bază. Dăm la o parte. Nel Grovu. Ma. Corect. Albina în podișor. Și crescături, frate. Ce facem, bă, cu ăsta? Ăsta... Ăsta a început să crească. 12 martie când filmez. Ăsta e nebun la cap. Ma. Deslipește-o dacă poți. Hai să vedem. Ok. Bă, lui ăsta nu i-am scos nici tratamentele de anul trecut. Aoleu. Și ăsta e și cu fundant antivaroa. Rahat, ia să mă duc să-i aduc un, îi schimb și soclu. Ma, ia să-i aduc eu alt soclu. Dar întâi să ne uităm în el și după aia îi schimb soclu. Să-i închid, că de acum nu mai las. Ăsta e înnat în curul gol. Ma. Băi, băi, bogasierule. Și cu hrănitor în el. Dragi, la ăsta deja am umblat. Cred că de când am luat miere la el. De anul trecut eu n-am mai umblat în ăsta. Mamă, ăsta e lipit. Are fagure lipite. Să-ți tragi una, dacă nu e așa. Iată, e și cu ramastrat. Ma! Ia uite ce fagure bun de trânturi am. S-a lichid de ăsta la altul. Băi, fraților. Deci, de asta Albin a sus la ăsta. Că e în curul gol. Trebuie să-i închide în curul. Vedeți, la ăsta cred că găsesc regina în cat. Să mură dacă nu o găsesc în cat. Ma! Vedeți? De-aia nu-mi place mie funtul antivaroa. Și uite albină moartă acolo. Cum a căzut, a înghețat. Zici că a criogenizat-o. Da. Uite, de aici începe cu puietul. Deci de-aia nu-mi place mie funtul antivaroa. Dar cum pui mine n-am? Am și uitat. N-am umblat la ei. Căcăm așa. Bă. Ia uite.
Ia uite, băi. E, săracu. Numai puiet aici. Uite, băi, și cu frigul ăsta, da. Larvar. Gata, mă duc să-i aduc soclu. Mă duc să-i aduc soclu. Ia uite, săracu. Iar puiet tot aici. Are mamă rătul puiet. Ia uite. Vai de steaua noastră, ia. Uite. Ia, mare și pe ăsta. Amărât, măi. Ia. Dacă tămiere am mâncat ăsta în curul gol. Nu, aici are postură. Mult am mâncat, săracu. Vai de steaua lui. Gata. A, nu, că nici mai bag la mai goală. Îl și strânge. Îi aduc și diafragmă, o să vedeți acum. Îl... Asta o păstrez. Că trebuie la crescătoria de trânturi. Asta la altă goală nu mai trebuie. Cât am mâncat, băi, frate. Da. Da. Săracul de el. Ia să luăm o pauză să ne aducem materiale. Hai că am adus inventarul apicol necesar. Mai dăm puțin fum. Să-l vedeți în 2 săptămâni cum o să arăt. Acum trebuie să-l luăm de aici. Aducem un soclu cu fund plin. Cum e? Să fie și la noi, ca la oameni. Reductor. Și acum venim cu numai cu corpul. Să vin să-l pozăm și din față. Gata, ai perfect. Uitați și voi. Pe frig, albina care a picat pe fund, aici a înghețat. Ăsta e fundul antivaroa la mine. În alte părți poate o merge. La mine nu merge. Nu merge mai ales iarna. Hai să aducem catul să vedem ce avem mâncat. Tratament. Tratament, băi. De ce nu spuneți? Că n-am băgat tratament. Mai e de steaua.
Gata. I-am schimbat regimul termic. Ales bule. La muncă, gogule. Stai că mai am o bandă, dar nu mai am agrafă, culmea. Nu mă mai duc după agraf. Mă pun în față aici. Bun. Hai să vedem. Ce a făcut Albina în cat? Ia, de-aia a făcut săraca crescături aici. A plecat de acolo, de la frig. Hai de steaua noastră. Hai de steaua noastră. Ia. Vedeți ce a însemnat să las un stup peste amă în curugul? Uite. Ce consum mare. De aici începe să apară mierea. Ei, hai că nu moare de foame. Dau tot la fel să-i descăpăcesc și lui. Băi, am luat pe... Deci nu pot să cred. Mi s-a lipit un tratament de la vechi. De curul stupului. Deci, băi, numai mie mi se poate întâmpla. Bă, e și afară. Ia. Îi descăpăceșul lui o ramă. Să dă și noi ca la români. Ia uite mericica aici. Mericica. Bună. Mamă. Parfum. Numai miere prima dăm la fete. Da, stai. Acum ați văzut și voi cum arăta stupul din filmul de ieri, care a fost cu soclu plin, și cum arată amărâtul ăsta care a iernat un curugol. Ce tare! Gata. Hai să vedem. Ne mai uităm sau nu ne mai uităm? Să-l vedem și pe Liliputeanu. Ia, nu mai o... Ia. Uf, tata. Ia. Ah, stai să fixăm camera. Să dăm mai sus. Așa. Bun. Ia să vedem. La de ieri abia început să o... Asta de astăzi. Hai așa se dau tratamentele. Ia.
Uite, Regina e frumoasă. Larvar, hai să dăm dacă o luați și pe a doua ramă. No. Arare albine puțină. De aia am și pus pe ăștia deasupra. Au, albină puțină. Da. Se face el mare. Vorba. Crește el ca făt frumos. Azi două regine, ce naiba. Când doar începe acum. De aia n-a dat înainte. Din cauza la curul gol în care stă până acum. Ne. Da, gata. De acum închidem discuția. Ia. Hai că l-o să fac acum în țocăreală. Da. Hai că recuperează și asta repede de tot. Bine că i-am făcut tratamentele. I-am descăpăcit. Avem bitate. Cam așa stă treaba. La stupile. L-am rezolvat și pe ăsta. Ăsta a fost dezavantajul fundului anti. Dacă v-a plăcut, nu uitați să mă blagosloviți cu un like, să vă abonați la canal, iar până data viitoare, să auzim numai de bine!